Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere ca marile companii din străinătate să plătească impozite la același nivel cu cele din România. De asemenea, acesta a mai spus că marile concerne trebuie să achite taxe la fel ca românii care muncesc și la fel ca și cei care dețin afaceri în țară. Este bine cunoscut faptul că multinaționalele afaceri mari plătesc statului român impozite mult mai mici comparativ cu firmele românești. De asemenea, firmele străine sunt de două ori mai eficiente decât cele românești. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a izbucnit și cere impozitarea companiilor străine chiar de ziua Europei. Acesta a cerut ca marile companii din străinătate să plătească impozite la același nivel cu cele din România. Nimeni nu ne garantează locul și rolul în Europa. Noi cu toții suntem cei care stabilim rolul și locul. E adevărat că în ultimii ani clasa politică nu a reușit să folosească rolul în Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Nu cred în lucrurile fantastice promovate irresponsabil de anumiți politicieni de dreapta. Acestea sunt zero dacă nu se simt în viața oamenilor. Milioane de români trăiesc în limita sărăciei. Punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor omului este esențială. Alături de stânga europeană vom face tot ce este posibil ca salariul european să devină realitate. Cred că este momentul ca marile corporații să plătească impozite la fel cum o fac companiile românești și românii. Cred că avem datoria să fim alături de toți cei ce muncesc din greu, peste ceea ce este legal, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul evenimentului Ziua Europei, un proiect european pentru România.